Nici în această săptămână al Violeții nu vor disputa un meci oficial, piteștenii vor sta pentru a doua săptămână consecutivă pe bară, însă doar în campionat. Elevii lui Iulian Crivac vor disputa un joc amical în compania formației de Liga 3-a FC Metârgoviște. În acest moment, Feceage și ocupă locul 8 cu 20 de puncte acumulate. Sâmbata viitoare al Violeții vor disputa în deplasare un nou joc în campionat unde vor întâlni formația de pe locul 9 Fece Maramureș Baia Mare. În tur, echipa din Trivale a învins pe teren propriu cu scorul de 3 la 1. Dacă Feceages evoluează destul de bine pe teren propriu, nu același lucru se poate spune și despre meciurile din deplasare. Piteștenii suferă destul de mult la acest capitol și nu au mai învins departe de casă de un an. Ultimul succes în partidele oficiale a fost consemnat în martie 2012 pe terenul celor de la Mureșul Deva.